cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață. Bună dimineața, oameni buni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune aici pe Mesagerul de Neamț și Știri din Neamț. Ca de obicei, începem cu câteva considerații despre ce se întâmplă mai nou prin această țară și prin acest județ. Ce să vă spun? E bine. Aseară am avut răbdare să stau să privesc posturile de televiziune naționale. Și era ca în bancul acela cu rabinul. Te uitai pe Antena 3 și spuneai, băi, câtă dreptate au ăștia. Te uitai pe Digi24 și spuneai, bă, și ăștia au dreptate. Te uitai pe România TV în care erau numai dincă, bă, și ăștia au dreptate. Toți au dreptate. Deci înseamnă că undeva este o hibă de sistem. Sistem care, cum să vă spun eu, cred că vina în acest sistem le aparține nu în primul rând politicienilor, ci după atâția ani de așa zisă democrație, ne aparține nouă, celor care îi suportăm și îi alegem și îi ducem acolo unde este locul în care fac legi. Am citit un interviu cu un lider politic care ne spune cam așa. Dom'le, gata. Nu vom mai avea alegeri în două tururi. Deci, au zis, vom face alegeri, vom trebui. Nu mai avem alegeri în două tururi. Acum să vedem dacă vom avea și anticipate. Și cine spune asta? Liderul unui partid de opoziție care a militat pentru asta. O să ajungem în situația în care o să vedem că nu se schimbă nimic sau aproape nimic. Și gata. Acum începem să vorbim despre mituri urbane și de data aceasta vorbim despre mituri urbane cu un personaj care deja a devenit așa un fel de invitat aproape periodic la noi și ne bucurăm că a acceptat acest lucru. Este vorba despre doctorul medicul Valeriu Cușmir de la Clinica Platinum Optic și astăzi a acceptat să discutăm despre mitul urban, mituri urbane cu accent pe ceea ce înseamnă mitul urban și cataracta. Bună ziua, domnul Valeriu! Bună ziua! Mă bucur că ați revenit în emisiune. Și vreau să vă spun că după ce am făcut prima emisiune, m-au întrebat mai mulți oameni, zice, dar băiatul ăsta, zice, povestește așa de frumos, zice, așa frumos povestește, zic, da, dar povestește frumos și bine să ascultați și ce zice. Povestiți-ne ceva, Valeriu. Povestiți-ne ceva. Vreau să povestesc un pic despre ce îmi povestesc mie pacienții. În mare parte venind la un control și eu diagnosticându-i cu cataract, am oportunitatea să ascult toate miturile urbane despre această patologie. Sunt multe, vă spun doar câteva. Primul mit este bunica mea a văzut să citească până în adânci bătrâneți și nu a avut nevoie de ochelari. Poate să fie adevărat. Nu neg. Dar în același timp nimeni nu a controlat-o pe bunica cât vede ea la distanță și dacă își vede vecinul. Poate nu avea nevoie, doamna. Poate vedea doar de aproape. Ceea ce este absolut caracteristic unii cataracte. Spune din experiență proprie. Da. Deci, în dependență de ce are nevoie persoana, de ce necesități ea are, posibil este confortabil să vadă doar în interior, doar în casă, să brodeze, să croșeteze. Iar unul din caracteristicile cataractei este dezvoltarea unei vederi bune de aproape la oamenii în vârstă. Al doilea moment, am un debut de cataractă, nu am nevoie să o operez, să o tratez, să-i atrag atenție. Nu există o cataractă în debut și o cataractă avansată.
Există o cataractă care ne permite să ne satisfacem necesitățile cotidiene și nu ne permite să ne satisfacem necesitățile cotidiene. Sunt persoane care, având o foarte mică opacifiere a cristalinului și pierzând 20% din vedere, suferă. El nu mai poate să vadă ceea ce vedea acum 3-4 ani. El nu își poate îndeplini jobul pe care îl are. Și sunt persoane care, văzând 20%, riscând absolut să se traumeze practic la fiecare pas, nu doresc să corecteze acest moment din diferite frigi. Încă un punct. Deci ajungem la punctul 2, de la mituri la frici. Exact, exact. Încă un punct este și vina noastră a medicilor. Unul din momente, fiind doctorul, mi-a spus să mai aștept. Este o școală veche, veche. Ca un pic de istoric, am citit zilele acestea când s-a făcut prima intervenție de cataract în mod secret în Anglia în 1950. Era un proiect secret când un avion a căzut, pilotul a fost salvat, dar ei au intrat așchii de sticlă în ochi. Era sticlă organică și după acel moment el vedea. Spontan. Ei au perfecționat metoda și am ajuns în 72 o prima intervenție de cataractă printr-o incizie foarte și foarte mică, efectuată de Kellman. Să aștepți ce? Să aștepți vederea să scadă până la o măsură în care pacientul sigur va fi mulțumit de rezultat, cum n-ar decurge intervenția, ceea ce este o practică destul de periculoasă. În ziua de azi, implantele și operația au devenit într-atât de sigure și într-atât de ușor a face la timpul potrivit, încât de ce să nu beneficiem de rezultatul intervenției mulți, mulți ani și să așteptăm o avansare și o degradare a vederii? Ar fi bine. Haideți să vedem de ce. Pentru că nu există o educație care să dea oamenilor încredere în aceste lucruri. Și oamenilor, care oameni? Cei care au trecut printr-un sistem de educație în care nu se vorbea despre așa ceva. Da, noi suntem. Asta e vina noastră a medicilor, nu este altceva. Da. Și acum încercăm cumva să o remediem. Haideți, deci noi suntem de acord să încercăm. Exact. Haideți să încercăm să vedem un pic. Un pic vreau să dizolv fricile care sunt în rândul populației. De ce noi ne temem? De ce nu știm? Dați-vă povestesc ce înseamnă o operație de cataractă. Deci, în primul rând, este o vizită la un medic oftalmolog, de dorit la cel care poate să efectueze operația de cataractă, fiindcă el știe ce este aceasta, știe când trebuie să fie făcută. Deci, o programare la o vizită este primul pas. Primul pas. Exact. Deci, o să-l rog pe colegul, pe măsură ce facem, să deruleze și niște fotografii. Deci primul pas este venirea la cabinet. Venirea la cabinet. Poate. Exact. Al doilea pas, în cabinet, se întâmplă un consult, dar un consult cap-coadă. Că noi să ne dăm seama, pe lângă faptul că posibil ai cataractă, să știm totuși care este vederea. Ce se ascunde în spatele acestei cataracte, posibil este o patologie diabetică, posibil este o patologie de vârstă sau alte careva surprize, se controlează absolut tot ce se poate controla, vedere, tensiune, fund de ochi, însăși cataracta. Dacă este nevoie de examinări suplimentare, mergem mai departe. Suplimentar. În cazul unui pacient cu cataractă, ce poate fi făcut? O investigație careva suplimentară. O ecografie, dacă cataracta este într-atât de avansată încât noi nu vedem o biomicroscop. Exact, există ecografie pentru ochi și noi o avem. Da. Dacă nu se vede nimic în spatele cataractei, noi suntem nevoiți să facem o ecografie și să vedem că totul este în regulă. Dacă totuși se vede, dar noi suspectăm o patologie a fundului de ochi, de vârstă sau diabetică, facem și un computer tomograf al nostru, oftalmologic, special pentru fundul de ochi. Există și așa ceva. Există și așa ceva. Începeți să mă speriați așa. Există. Da. Există. Când și dacă decide pacientul să fie operat de cataractă, se face calculul implantului. Deci noi calculăm
dioptrie implantului care va fi folosit în timpul operației. Este individual pentru fiecare pacient și poate fi individual pentru fiecare ochi. Deci poate să fie același pacient cu ochiul drept, un tip de implant și același pacient cu ochiul stâng, alt tip de implant. Se discută ce marcă de implant se folosește, se discută condițiile și mergem mai departe. Pacientul iese în sala generală unde este întâlnit de personalul nostru auxiliar și primește explicații, multe explicații. Explicații despre beneficii, despre corecții, ce corecții va avea nevoie după sau nu va avea nevoie după dacă folosește un cristalin foarte progresiv. Despre prețuri, despre data când trebuie să vină și să plece, despre riscuri și alte chestii. În ziua în care va fi intervenția, pacientul vine și pleacă. Nu este internat, nu durează decât câteva ore. Deci, practic, în aceeași zi se întâmplă tot. Exact. Chiar dacă sunteți nevoiți să faceți și ecografie și tomograf. Asta se face în prima, în ziua primei vizite. Așa. Și apoi în ziua intervenției, pacientul deja vine la sediul nostru, intră în grijă personalului, este condus în salonul de odihnă preoperatorie. Ascultă un pic de muzică, apropo, așa, ca să se relaxeze. Ca să relaxeze. Da, să intre... Să exact, exact. Dar îi se măsoară tensiunea totuși. Așa. Dacă este nevoie, îi se măsoară și glicemie, îi se măsoară toți parametrii necesari. Intră în sala de operație, unde noi îi facem procedura care durează în jur de 15-20 de minute. Adică, deci pregătirea durează mai mult decât însăși operația. Este o operație extrem de... Imaginele se derulează în operație. Deci este o intervenție scurtă, dar ca complexitate este o intervenție extrem de complicată. Și foarte intensă. Și foarte intensă. Deci chirurgul are ambele mâini în lucru, ambele picioare în lucru și ochii tot. Și... Da. Inevitabil. Inevitabil. Deci, imediat după operație, persoana nu este invalidizată, deci puteți să vă ridicați, puteți să plecați, puteți să continuați viața dumneavoastră de zi cu zi. Așa. Nu întrerupeți lucru, nu este nevoie de un concediu medical de o săptămână, o lună sau ceva. Deci, absolut nimic, intrați în ritmul obișnuit al vieții cotidiene. E de dorit să fie un însățitor pentru o siguranță personală și un statut emoțional mai plăcut și să vă vedem a doua zi. Să vă scoatem pansamentul. Deci a doua zi deja se scoate pansamentul. Se scoate pansamentul. La persoanele care au un singur ochi, că avem și așa pacienți, nu se pune pansament, ci se pune o cochilie transparentă. Adică, deci, practic, el vede. El vede. El imediat vede. Imediat vede. Ridicându-se de pe masă, el imediat vede. Nu e... Nu amețești, nu ai... Este ceva nou. Este ceva, adică, într-adevăr, nou pentru... Ca percepție, ca distanță, ca... Exact. Este ceva nou. Creierul are nevoie de timp să se acomodeze. Nu trebuie să-l grăbim și nu trebuie să avem așteptări supraomenești. Dar totul este foarte rapid, minim dureros, ca o vizită la stomatolog. Se aude cum lucrează aparatul, mai curge un pic de apă, dar nu doare. Nu doare. Nu doare. Deci, primul mit, da. Nu doare. Nu doare. Nu se fac nici injecții în timpul operației. Nici una. Se face doar o mică incizie de 2 mm. Închipuiți-vă cât e 2 mm. Așa. Și am finisat operația. Să vă întreb ceva. Personajul care apare în aceste fotografii de al dumneavoastră sau chiar pacient? Pacient de al nostru. Îmi pare așa extrem de al casei, ca să zic. Sunt relaxați oamenii, apropo. Sunt relaxați, mai ales cei care vin la al doilea ochi, vin ca la o vizită în ospeție. Da. A doua zi este un control. Așa. Se controlează presiunea, se examinează la lampă cu fantă să nu avem careva surprize și pacientul pleacă. Într-o lună se prescrie corecția optică, dacă este necesar, dacă s-au folosit implante progresive care permit vederea la toate distanțele, pacientul nu mai are nevoie de ochelari până la sfârșitul vieții. Deci este posibil și așa ceva.
și sunt rezultate fenomenale. Bun. Haideți să încercăm acum un fel de recapitulare. Nu a momentelor. Aceea de la discuție de la care am pornit, și anume mituri. Dacă e nevoie sau nu e nevoie, poți fi sigur că operația se poate face foarte rapid, în aceeași zi, nu e nevoie de concediu medical, nu e nevoie de lucruri deosebite. Mitul că operația de cataractă este complicată, doare și că produce traume, nu există. Exact. Adică există mitul. Mitul există, dar nu corespunde cu realitatea. Nu corespunde cu realitatea, da? Lasă câte operații de cataractă. Mai mult de 3500 de operații. 3500 de operații? Da, mai mult. Deja merge mai mult. Și într-o zi, dacă faceți numai operații de cataractă, eu nu știu cum, cam câte intră într-o zi așa pentru un medic? Dacă o zi full doar pe operații de cataractă, până la 20 de persoane. Poftim? 20 de persoane. Pe zi? Pe zi. Nu, nu vă sită? Nu. E plăcut să-i vezi a doua zi. E plăcut ei să te vadă a doua zi. Este o plăcere, este o plăcere nemaipomenită, iripetabilă. Și că, domn doctor, aveți un șir de păr care vă stă da, da, mi-a adus fiica pacienta și spune, fă-o înapoi când vede toți păianjenii din casă și mă pune să fac curat. Asta este o treabă deosebită. Asta este o treabă deosebită. Ce să vă zic? E bine că ați început să faceți asemenea prezentări. E bine că oamenii, ca oamenii să vadă cât mai multe lucruri de genul acesta. De ce? Poate reușim, așa cum și în alte domenii. Cel dentar. Există mitul. Bine, acolo te mai și doare, ce să da. Recunoaștem da. Că te mai da. Și doare, da. Da. Dar există mitul ăla că, băi, mă duc la dentist că nu știu ce, mai bine, zice, iau altceva și fac. Sau pun palincă, cum spun unii, da. Că pun da. Palincă. La oi nu se poate pune palincă. Din fericire. Dar dacă pui, eventual, dacă vei cu palincă prea multă, ți se împânge scochii. Da. Din alte motive. Da. Da, deci... Partea asta de educație, există și vreo componentă, să spunem, venită din partea statului undeva? Să nu uităm că era acel moment de dispanserizare cândva. Obligatoriu. Obligatoriu. Care a dispărut odată cu venirea inițiativei personale, democratizării, liberalizării pieței și în care fiecare om a devenit responsabil pentru sine însăși. Iar noi trebuie să-i tragem de mâine, că, din păcate, să vină să investească în propria sănătate, chiar dacă aceeași pereche de ochelari făcută 5 ani la rând te costă cât operație la ambii ochi, după care îți faci o pereche de ochelari pentru restul vieții, nu trebuie să-i mai schimbi. Nu ai nevoie de nimic. Și dacă folosești lentile progresive, avansate ca tehnologie, nici de ochelari nu ai nevoie până la sfârșitul vieții. Asta deci, cum sunt, doctor, că nu știu. Sunt lentile care îți permit, sunt lentile, da, exact. Sunt implanturi care îți permit să vezi la toate distanțele în același timp cum mai fi un tânăr. Sunt făcute există în așa ceva? Există așa ceva, există deja de foarte mulți ani și ele progresează pic cu pic, devin tot mai comode pentru condus noaptea, tot mai comode în momentul profunzimii câmpului de vedere. Deci ele avansează. Deci tehnica avansează și aici atât de mult încât ne întrebăm în curând când vom putea înlocui ochii aproape. Aproape, da. 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 Bun, mai avem un pic de lucru. Mult. Bine, dar în momentul dumneavoastră, că dacă îmi puneți o proteză, cum a spus dumneavoastră. Un implant. O proteză, este o proteză, de fapt, a spus da, foarte o corect. O proteză. Da, deci nu mai am nevoie de ochelari, nici pentru vedere de aproape, nici pentru vedere de departe. Nici pentru intermediar. Nici pentru intermediară. Da. Și în cât timp se obișnuiește? Este, practic, permanent necesară operarea ambilor ochi, ca să vadă ambii. Și este un termen de până la jumătate de an să se învețe creierul din nou, să vadă. Asta nu înseamnă că nu vedeți.
Deci, dar se ameliorează, se ameliorează. Poți să ai senzația asta, că nu. O treaptă... Nu, doar călaritatea devine mai bună. Am înțeles. Deci timp de jumătate de an, literele încep să se vadă mai bine. Și așa ceva se poate face acum și la Piatra Neamț? Da, desigur. Faceți așa? Facem. Oameni buni, ați văzut? Poate așa o să vedem mai bine și când mergem, nu numai, poate și când mergem la alegeri, și când votăm, și când... Deci, sunt lucruri importante când vezi bine. Îi vedem pe unii în plenitudinea frumuseții lor, ca să spun așa. Doamne, dacă mai sunt lucruri de adăugat, vă rog. Noi avem toată informația pe hârtie pentru oricine dorește să vină să o primească, cu toate etapele operației, cu prețurile disponibile, cu toate explicațiile necesare pentru orice pacient. Deci, din toate punctele de vedere, ne găsiți pe Bulevardul Republicii 12, la Platinum. Deci, sunt materiale disponibile pentru oricine ca să ne vedem. Ați auzit? Sunt tot felul de posibilități. Nu există durere pe operația de cataractă. Domnul doctor ne-a povestit foarte frumos. Am spus eu că dă bine pe ecran și povestește frumos. Asta ne-au spus cei care au sunat după. M-aș bucura ca acest gen de emisiune să prindă pentru cei care au nevoie de așa ceva. Iar dumneavoastră la Platinum Optic avem decât să spunem foarte bine că prestați și acest gen de activitate care trebuie să spunem, nu este, poate fi într-un fel și de promovare, dar în primul rând este de informare. Da. Domnul doctor, cele bune, eu zic că totuși 20 de operații de cataractă pe zi, vreo 15 acolo, dar credeți că e cam mult. Și să ne vedem cu bine și sănătoși. Mulțumesc. Numai bine. La revedere. La revedere.